Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Five Nights at Freddy's, alături de mine, Ștefan și de Cristi. Care se joacă pe Mineplex. Wow. Ok. Pe Minecraft. Deci, na, let's începe episodul. Sper să fac, să primesc like-uri și view-uri. Așa. Economisesc energie de început. Deci, nu. Bă. A fugit bani. Ce? N-am înțeles. Da? Menți. Ok. Ți-am zis. Dar cine te lovește? Face bum 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 în joc. Nu. A. În bucătărie. Nu. What the fuck? S-a auzit tuuuut. Și Foxy se pregătește să fugă. S-a auzit cântecul în bucătăria lui Freddy când cântă, când tu nu... Închide ușa timp de 5 secunde când vine Foxy. Știu. Foxy se pregătește acum. Mi-e frică pentru că nu l-am închis niciodată pe Foxy. Sau poate odată, da, odată cu banii l-am închis. Da, aia nu s-a pus. Hai, Foxy, să te văd. Bine, nu vreau să te provoc, pentru că sigur cred că o să mă omori. Și de ce sunt eu așa de optimist? Pesimist. Fuck you, Bunny! Du-te, mă, Bunny. Dușmanul tău de moarte. Da. Și Freddy e și ăla... Of, mi-e frică și de Freddy că ăsta e cel mai rău, nu-l vezi mai aproape niciodată. E chiliosul ăla. Am stricat camerele. În nouă parte de jucării în copilărie. Cine? Mașinăriile astea? Ce copilărie să ai astea? Atunci când au fost create, erau... Au fost făcute din mici bucăți de fier. Copilărie! Ce știe Cristi? Da, mă, se jucau pe calculator și beau sucuri din astea. Erau... hipster. Erau... emo. Erau... erau Cristi. Deci că... Freddy a dispărut. Repiță! Freddy? Hihihi. Freddy Barostanu? Gata, fraierul de Foxy. Ești fraier Foxy. Mai bine te duci doar la Foxy. Că dacă nu te duci la ai pelit-o. Ce urât vorbești, Cristi. Fuck, Bunny, mamă, fix când vreau să opresc lumina și să mă uit pe cameră, fix a apărut și Bunny. Cât noroc am avut. Bănuț, bănuț, mare bănuț. Bă, e 2 AM și am 56%. Sper să se facă... Big money. 3 AM. 3 AM. Unde-i Freddy? Uite-l pe Ducky, adică pe Chica, na. Nu, Ducky, că în Five Nights at Freddy's 2 e Chica. Ok, o să zic Ducky. Chica, chicuța, mănâncă shawarma. Fuck you, Ducky. Ducky e prietul meu de... Și acum am și distruge camerele. Eu și cu Ducky suntem prieteni de când ne-am
am născut. Și fost mai mare decât el cu 18 ani. Da, adică el are un 0 ani. Bă, dar când dispare? Asta e 3 AM și am 41% și sigur o să pierd pentru că nu am energie. Fuck. Du-te, da, așa. What the fuck? Freddy. Freddy Grosanu mănâncă salamul. Oh my fucking Freddy. Păi, eu i-am spus lui Freddy mai s-o las mai ușor cu calorile. El m-a ascultat, Țigan. I-am spus, bă, mai ușor cu calorile astea, mă, că devii gras. Ei, mai dă o dată continuu să încerc cu mama, deci m-a speriat. Deci mă uitam în camera stânga, apare ăsta din dreapta și se uite așa. Fuck. Cel mai desperia Freddy, chiar dacă apare mai rar. Plus că e și greu de oprit. Ce mai greu. Freddy, croissantul ăla, lasă-mă cu croissantul ăla. Că m-a dezamăgit profund. Că eu îi spun, bă, lasă-mă mai ușor cu mâncațel. Ok. Va deci, veni ca fumistul. Din nou. Încerc. Strig din noaptea a patra. Light. Light. Hai să punem risos pe pain ca să se vadă cum arată. Pain? Da. De unde ai pain? Îl avem un calculator. Și tu mi l-ai dat. Lași mă din gură că nu te cred. O să nu crezi, mă, cheliuță. După ce termin episodul, să-mi dai și mie. Dar nu te cred oricum. Dacă nu mă cred. Până aveam un calculator. Sunt nec... Da, haha. Sunt dar nec... Dar era cred... un folder de ăsta, că odată mă... Eram plictisit și n-aveam ceva, și la un Pain. Aveam scuturul de la Diabolist. Da, am observat. Bine, da. Bă, ok, stai, 15, 30, 45, 50, 7, 9... Cheliuță. Da. La 15 AM... Nu, la 85 AM trebuie să am neapărat... Nu. La 85% trebuie să am eu... Neapărat... Reflexe? Nu. Să fie 1 AM, gata. La 85% la baterie, că mă încurcam, trebuie să fie 1 AM neapărat și gata e. Și Foxy se pregătește. De fapt, nu se pregătește. Îmi dă mâna. Dă mâna cu mine, Foxy. Da, am văzut un video cum reacționează Bunny când se uită la trailerul de... Five Nights at Freddy's 2. Mamă. Ce-a făcut? Ha? Ce-a făcut? Fuck. Da, chi. Păi, na, s-a speriat puțin, dar că nu vorbea, na. Stătea, se holba. Hai că... Wow. Vreau să fiu și eu ca tatăl meu. Gata, a dispărut Ducky. În sfârșit, data trecută, Ducky mi-a mâncat nu știu câtă energie. Da, care ai fumit. Păi da, mai ceva ca Freddy. Deci, pe la 3 AM, nu, da, pe la 3 AM o să închid și ușa din dreapta când mă uit pe cameră, pentru că, na, Freddy cam pe acolo apare. Și, da. A, iar, da, Cristi, știi cum se aude când îți cântă Freddy în bucătărie? A? Cristi?
Cristi a ieșit din convorbire. Se pare. O să joc singur, fără Cristi. Deci vreau să trec de noaptea a patra. Vedeți și voi cum o chinui. Am tras o sperietură. Bă! Ți-ai revenit? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat prăjitură. Ce mă? Am fost și mi-am luat o prăjitură. Bagi în tine, mă, că mai de ceva. De fapt, o bomboană, că a dat la Penny gratis. Bă, știi cum îți cântă Freddy la bucătărie? Tă, 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 da, o cântă populară. Da, cum îți cântă în stânga, că nu mai e energie. E bine, el mi-a cântat. Deci eu știu că acolo este. Deci Freddy îți cântă în bucătărie, iar Ducky distruge tot ce găsește. Mam, banii. Dacă vrei să intri pe Mineplex, intră, că mă duc pe un centru. Uite-l pe Freddy. Sau ăla-i Ducky? Nu, e Freddy. Uite cum se uită. Da, chiliosul ăla, lasă-mă în pace. Nu e frumos să-ți râzi de oamenii grași și cheli. Nu, dar se uită așa la mine cu două camere mai în dreapta. Cu două camere mai... Păi... Îi se vedeau numai ochii, foarte puțin. Atunci când se uită așa, trebuie ăla cere și-o urmă. Și de ce nu-i dai? Pentru că vreau să o mănânc eu pe toată. Știi numai că... Știi numai că e gustoasă. Are... Fac banii. Ia să văd unde-i Freddy. Uite-l pe Freddy. Freddy așa de gras ca celul tău. Și uite-l și pe Ducky. Mamă, deci sunt îngoțit, am ambele uși. Ăsta, cum îl cheamă, Freddy o dat la celula la KFC, o șaormă cu toate șaormele. Și de asta așa de grăsăm. Fuck. Pierd toată energia din cauza asta, da. Așa mașina de poliție. Hua! Deci uite-l pe Ducky. Ce fată sexy sunt. Așa. Fuck, Ducky, ia! Hai, 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 am 31%, e 4 AM. Uite pe banii, unde-i Freddy? Yeah, yeah, motherfucker. Băi, 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 deci mă mănâncă din energie. N-au bani să-ți mănânc, să-ți cumpere și ei ceva și mănâncă energie, știi? Nu. Uite-l iar pe Freddy, se uită la mine. Bă, deci... 20... La 20 AM trebuie să am... Nu, la 20 de... la 100 trebuie să am... să fie un 5 AM. Mamă, deci mă bâlbâi. E 19%. Nu e 5 AM. Mergem cu mașina prin oraș. Mergem să ne comandăm o șaorma. Uite-l pe Freddy. Tate! Parcare laterală! O, ce mi-a făcut. Te uiți, mă, poate că e bătaie. Da, ce mă, tu te joci pe Mineplex? Nu, mă joc Saints Row 4. Ce? Saints Row 4, fel de GTA, dar că mai șmecher. Mama, e 5 AM, 8% am. Cred că o să rămân fără energie. 7%. Am înghețat totul. Știe totul, vrea totul. Freddy, acum se uită aici. Banii nu știu unde e. Bă, ți-am mai spus, mă, că banii e un joc. Ce așa de greu de înțeles, nu? Știu că e un joc, dar... Da, 3% nu se face 6 AM.
E 2 la, e 1 la sută. Vine e 0 la sută. Mai am energie foarte, foarte, foarte. Gata. Da, și ce oră e? Era ora 5 am. Apropo, nu te uita la croissant. Ca așa să treci. Marș, mă. Iar îmi cântă. Tudum. Da, mă, gata, e 6 am. Da, m-am și uitat la el. E. Da, doamne, da, oameni buni. Am terminat. Nu mai vreau să am de-a face. Noaptea 5-a o să fie și mai greu. Și nu știu dacă o să fac și noaptea 6-a, dacă o trec pe a 5-a, nu știu sigur, dar... Și vezi că după asta fie și noaptea 7-a. O să vedem. Deci, cam atâta. Și... ne vedem data viitoare. Pa! Pa!